Bună seara, bun regăsit în centrul atenției, sunt Bogdan Papacostea. Discutăm și astăzi despre cele mai importante știri. Stimați telespectatori, în Constanța e la fel de aglomerat, în schimb, orașul nu mai are city manager. Doamna Felice Ovanesian și-a dat ieri demisia și a fost un adevărat bairam pe Facebook. Lumea s-a bucurat. De ce se bucură lumea? Nu-mi dau seama foarte bine, dar am văzut acolo și opinii pe care le-am intuit încă de ieri. Și anume, de la oamenii politici din Constanța, de la Forța Dreptei Bogdan Bola, de la USR Caragheorghe, care sunt de părere că demisia Felicei Ovanesian este doar un joc politic. Adică, presupun cei doi lideri politici, e vorba despre cineva care a capitalizat antipatie, care acum pleacă iar la suprafață. Iese primarul Virgil Chițac imaculat, pentru că toată antipatia a fost colectată și apoi transportată în afara scenariului electoral de Felice Ovanesian. Interpretări, sigur că da, interpretări, toată lumea poate să interpreteze, s-ar putea să fie vorba despre altceva, despre ceva mult mai simplu. Vă ziceam și ieri și sunt de aceeași opinie și acum, cred că doamna Ovanesian s-a cam săturat, pur și simplu. Mai departe, vă citez din ce a spus domnul Caragheorghe, pare să fie doar un joc politic prin care să se transfere responsabilitatea guvernării în cârca doamnei Ovanesian. Așa pare să fie, spune Caragheorghe. Acum, dacă este așa sau nu, nu aș putea să precizez, dar la o primă vedere așa pare. Cel care decontează eșecurile acestei administrații este Virgil Chițac. Dânsul a numit-o pe doamna Ovanesian, dânsul va face și numirile ulterioare, care cu siguranță nu vor aduce nimic bun așa cum se conturează în acest moment, a precizat Caragheorghe, dar nu știm la ce se referă domnia sa, care ar fi numirile alea la care se gândește el. Să fie Teo Hira, cine o fi oare următorul city manager, dacă va mai avea Constanța city manager, bineînțeles. Acesta vede un singur scenariu bun, acela în care primarul Constanței Virgil Chițac își dă demisia. Nu are ce se întâmple bun decât dacă domnul Virgil Chițac își depune demisia din mandatul de primar. Haosul administrativ va continua, aroganța și minciunile vor continua. Ne-am obișnuit cu aceste tratamente, a mai adăugat el. Da, poate că ar fi momentul și pentru scenarii pragmatice, realiste. Că știm că așa ceva nu se va întâmpla. Stimați telespectatori, deci probleme în Constanța. Bucurie pe de-o parte, pe de altă parte presupuneri, mai mult sau mai puțin fondate. Se vede din asta că doamna Ovanesian a reprezentat o figură importantă în administrația locală. Nu știm dacă chiar a fost atât de importantă sau noi constanțenii i-am dat o importanță mai mare decât avea. Cert este că a fost și rămâne o figură antipatizată profund de către constanțeni. Pe bună dreptate, nu știu, poate că nu, dar antipatia este reală. Mai departe, stimați telespectatori, parcă pentru a le face în ciudă celor de la USR, Mihai Lupu, aflăm președintele Consiliului Județean Constanța, i-a prelungit mandatul lui Ilian Călin în funcția de director la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Se desemnează din data de 27.03.2023 până în data de 30.04.2023 inclusiv, domnul Călin Iulian în funcția de director general, etc., etc. Domnul Călin este cel care a votat altfel decât USR atunci când s-a atribuit un teren șefului PSD. Cei de la USR l-au exclus. Omul și-a făcut treaba, și-a văzut sacii în valiză, sau cum se spune, s-a văzut cu valizele în căruță, cu sacii în căruță, deci este bine mersi, are o funcție bună și de acolo o vizibilitate care nu știu cât îi face de bine, pentru că au fost niște discuții, niște scandaluri legate de utilizarea neconformă a autoturismelor instituției. Sigur nu are șarmul și prezența publică a domnului Adrian Bâlbă, cred că îl regretă mulți pe acolo, dar poate că, cine știe, nu ne așteptăm la nimic bun, dar vedem ce o mai fi, stimați telespectatori. Între timp, tot în umbra demisiei doamnei Ovanesian, aflăm că, de pe focuspress.ro, aflăm că sunt noutăți la Direcția Generală Servicii Publice, care se afla și sub coordonarea Feliciei Ovanesian. Primarul Virgil Chițac a emis astăzi o dispoziție prin care a aprobat delegarea către Raluca Florența Georgescu a unor atribuții prevăzute în fișa postului directorului general al Direcției Generale Servicii Publice până la data de 23 septembrie 2023. Potrivit unor surse din Primăria Constanța, o parte din Direcția Generală Servicii Publice se afla sub coordonarea city managerului Felice Ovanesian. Așadar, stimați telespectatori, se pare că s-au produs niște mici mișcări aproape tectonice în primărie, dar nu cred că ne afectează prea mult, că nu are cum să ne afecteze mai mult de atât.
am văzut că acum s-au început lucrări și pe Bulevardul Mamaia, de la pescărie înspre oraș, cel puțin pe partea dreaptă, cum am venit eu acum, se sapă scoarul de pe mijlocul bulevardului. Sper din nou că este o lucrare ce se va realiza repejor. Că dacă se îngustează și acolo traficul, nu știu pe unde putem să o mai luăm. Cineva mi-a spus, dar dacă rămâi blocat în trafic acolo pe Aurel Vlaicu, cu intersecție cu Tomis, de ce nu o iei pe altă parte? Pe care parte să o iau? Să o iau prin Tomis 3, unde este în continuare un blocaj nesfârșit? Sau pe unde să o iau? Pe unde ar trebui să o iau? Ar trebui să ne luăm mașini zburătoare. Cred că așa ar putea să fie implementate mașinile zburătoare când se încep lucrări în Constanța, de exemplu. Bun, aflăm mai departe că reamenajarea pieței agroalimentare Pescăruș din Constanța nu va afecta mediul. Bun, bine că nu afectează mediul. Să sperăm însă că se va face această reamenajare fără afectarea mediului să se facă. Dar administrația fondului imobiliar SRL, fostul RAIDPP, intenționează să reamenajeze piața agroalimentară Pescăruș din municipiul Constanța. Este, desigur, o chestiune despre care se vorbește de foarte multă vreme. Sunt machete făcute de când eram eu copil, probabil, cu această reamenajare a pieței Pescăruș, dar să sperăm că după reamenajare va avea și clienți, va avea și activitate, că în momentul ăsta activitatea pieței este una extrem de restrânsă. Sunt prețuri foarte mari, sunt acolo magazine în apropiere, magazine care s-au clasicizat, să spunem, și lumea nu prea mai merge să mai cumpere de la piață, de la piața Pescăruș. Dar să sperăm că această reamenajare, făcută cu grijă față de mediul înconjurător, va reuși să dea o creștere activității comerciale acolo. Astfel, în luna decembrie anului trecut, s-a depus la instituția abilitată de mediu documentația necesară realizării obiectivului de investiții. Acum, la 3 luni după acel demers, administrația fondului imobiliar a primit undă verde. Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a decis ca, în urma consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, ca proiectul reamenajarea piaței agroalimentare Pescăruș nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Așadar, în perimetrul ei va fi amenajat și un loc de stat cu jardinieră, banchete și cișmea, încadrat de o zonă cu pergolă. Spațiul acoperit va avea ca element fix un grup de 6 spații comerciale închise cu muzare la geam pentru produsele alimentare ce necesită refrigerare, lactate, carne, pește. Prin reamenajare vor fi amenajate 40 de tarabe, mese de vânzare. Accesul pietonal va fi asigurat pe 3 laturi, din nord pe strada Pescăruș, din sud pe strada Muncel, din vest pe strada Jiului. Accesul carosabil va fi din strada Pescăruș. Așadar, stimați telespectatori, să sperăm că se va face, că va arăta frumos, că zona are nevoie de un astfel de spațiu puțin înverzit. Dacă se face acolo o pergolă și probabil, sperăm, va fi într-un fel împodobită și vor fi ceva plante cățărătoare poate pe acolo, zona va arăta un pic mai bine, nu va fi la fel de sterilă cum e în momentul ăsta, când sunt doar niște tarabe încinse de soare, când e soare, bineînțeles, clădirile alea de jur împrejur, destul de dărăpânate și în rest pustiu și pace. Să sperăm că odată cu această reamenajare zona va căpăta o nouă viață și constanțenii se vor aduna acolo, vor mai povesti, poate ar fi bine să instaleze și niște băncuțe și un copăcel, că zona are potențial. Din păcate, potențialul este la nefolosit. Bun, stimați telespectatori, mai aflăm și despre românii care cazează ucraineni. Aflăm despre aceștia că nu și-au primit banii de 2 luni de zile, iar facturile uriașe la utilități le plătesc din propriul buzunar. Și să nu spună nimeni, așa le trebuie. E statul român cel care, din păcate, se gripează când e vorba să plătească, când e vorba să deconteze, când e vorba să încaseze, statul român funcționează ca uns. Când e la decontări, se gripează nițeluși. Cazarea cetățenilor ucraineni contra cost pare să-i pună în dificultate pe mulți români, scrie focuspress.ro, după ce guvernul nu a mai virat banii destinați acestora drept compensație. Acest incident are loc la nivel național, întrucât problema este la centru și nici de cum nu este un caz izolat la Constanța. Oamenii spun că în curând nu vor mai putea caza pe refugiați. Mai mulți cititori au anunțat că nu și-au primit de câteva luni banii de la stat pentru cazarea refugiaților. Prin programul 50/20, oamenii sunt puși în dificultate întrucât ei plătesc facturile. O cititoare a trimis un mesaj cu rugămintea de a întreba pentru a ști ce e de făcut.
S-a întrebat mai departe la prefectură pentru a oferi răspunsul așteptat, numai că potrivit reprezentanților prefecturii, problema e la București, unde a fost solicitată suma de bani necesară plăților. Problema se va rezolva în viitorul apropiat. Doamne ajută, la începutul anului existau unele discuții la nivelul guvernului privind modificarea programului. Mai exact, exista o propunere ca primirea banilor pentru hrană să fie condiționată de înscrierea copiilor la școală și de angajarea adulților. Așadar, încep să se schimbe condițiile, stimați respectatori, și asta se vede și în faptul că mai mulți cetățeni ucraineni s-au prezentat pentru a se angaja. A fost un târg de joburi pentru cetățeni ucraineni și este foarte bine că s-a întâmplat așa. Nu știm cât s-or fi angajat, dacă și-or fi găsit de lucru, cert este că s-a făcut asta. Așadar, târg de joburi pentru angajații ucraineni, pentru refugiații ucraineni la Constanța. Peste 300 de cetățeni ucraineni stabiliți pe litoral sunt dornici să ocupe locuri de muncă disponibile pe plan local. S-au înscris cu CV-ul în programul desfășurat de Centru pentru Resurse Civice, în parteneriat cu Asociația Firmelor Constanțene și sprijinul AJFM, desfășurat în cadrul proiectului Constanța pentru Ucraina de la Centrul Comunitaria, anunță organizatorii într-un comunicat de presă. Așadar, stimați telespectatori, sunt programate întâlniri, oamenii încep să se integreze, încep să-și caute de lucru și sigur se vor integra. Și este bine că se întâmplă asta, poate că în felul acesta se va mai reduce un pic din nevoia de forță de muncă pe care o clamează mulți dintre angajatorii constanțeni. Așadar, vineri 24 martie, între 9 și 16, la Centrul Comunitaria are loc târgul de joburi cu întâlniri a 300 de cetățeni ucraineni cu 20 de firme din județul Constanța. Reprezentanții acestor au posturi disponibile în domenii precum curățenie, bucătărie, salon spa, producție alimentară, producție industrială, șoferi și operatori utilaje. Și acum, la fel spun, să nu zică nimeni, dar ai noștri de ce nu-și găsesc? Păi se pare că nu vor. De vreme ce angajatorii oferă locuri de muncă și iată, e nevoie să vină cetățeni din alte părți, că vin din Bangladesh, că vin din Ucraina de nevoie, e nevoie de cetățeni din alte țări ca să lucreze aici unde ai noștri nu mai vor să o facă. O fi bine, o fi rău, stimați telespectatori, spuneți dumneavoastră, numărul de telefon vă stă la dispoziție, așa că sunați cu încredere și exprimați-vă liber. Bun, mai departe, stimați telespectatori, să mergem la recentul scandal al drogurilor. Știți foarte bine că în București a fost nebunie, au fost arestați dealeri, s-au făcut supravegheri, filări, a fost acolo o întreagă nebunie și nu doar în București, să știți, este și în restul țării. De exemplu, la Rădăuți s-au emis 6 mandate de arestare pe numele celor care, se pare, aveau clienți și copii de 13 ani. Judecătorii de la Tribunalul Suceava au admis astăzi 6 propuneri de arestare înaintate de procurorii de la DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, într-un caz de trafic de droguri, anunță Monitorul de Suceava. Paul Alexandru Colibaba, zis Paul, de 20 de ani din Rădăuți, Răzvan Ionuț Berezovski, zis Bubi, parcă sunt personaje din Maestru și Margareta, din Dornești, Daniel Andrei Eremiță, zis Titi, din Rădăuți, Raluca Sofronie, de 22 de ani, din Măneuțeni, Beniamin Emanuel Bodnar, din Rădăuți, Nicolae Adrian Dumitrescu, zis Adi, de 22 de ani, din Bădeuți, sunt cei 6 arestați din dosarul care arată că aceștia aveau clienți, inclusiv copii de 13 ani. Membrii grupului infracțional comercializau droguri și substanțele psihoactive cu sume cuprinse între 200 și 250 de lei pe gram. În cazurile în care făceau livrare la domiciliu în comune limitrofe, se mai adăuga un tarif de 50 de lei pentru transport. Pur și simplu, băieții își făceau treaba eficient, nu? Tânărul identificat drept liderul grupării, cel care transporta cantități mari de etnobotanice și de droguri de risc de la Cluj-Napoca, a fost interceptat în timp ce punea la dispoziție substanțe, în special elevilor de la unități de învățământ din Rădăuți. Tinerii parte minori s-au dezvoltat în scurt timp dependența față de aceste produse, iar asta le-a afectat sănătatea. Bineînțeles, unii părinți au început să-și dea seama că ceva nu e în regulă și să depună sesizări la poliție. În timp, aceste sesizări au fost conectate și au ajuns pe masa procurorilor de la DIICOT. O parte, și Răzvan Ionuț Berezovski, în vârstă de 20 de ani, a fost interceptat în timp ce se mira că o parte dintre clienții săi erau dispuși să-i dea orice aveau prin casă în schimbul acestor substanțe.
De ancheta de ICOT, din ancheta de ICOT rezultă că au fost cazuri în care clienții au lăsat direct cardul pe care primeau salariul cu tot cu codul PIN sau actele de identitate drept garanție, justificându-și aceste gesturi prin aceea că le cerșește corpul să mai consume din substanțele interzise. București, bineînțeles, Rădăuți, aflăm acum. Ce credeți că se întâmplă în Constanța? Păi știți ce se întâmplă în Constanța? În Constanța este dezastru din punctul ăsta de vedere. Pe toate drumurile, așa mi se transmite, pe toate drumurile, numai să nu vrei, te lovești de ele, te lovești de ei, adică de cei care vând. Cu alte cuvinte, sunt substanțe la îndemână. Nu reprezintă o mare încercare să ajungi să consumi sau să-ți faci rost și să consumi. Este foarte disponibilă sau sunt foarte disponibile substanțele astea. În Constanța este dezastru din acest punct de vedere, doar că părinților le este jenă să vorbească despre așa ceva, nu vor să-și expună copiii, părinții merg la DICOT, DICOT conexează, cum spune articolul din G4 Media, conectează ce-or face acolo, dar se pare că într-un ritm neconvingător, în timp ce prin licee, școli și licee este dezastru. Știu asta direct de la părinți aflați în suferință, știu asta de la copii aflați în această suferință și da, problema este foarte, foarte, foarte gravă. Nu exagerez, ci accentuez pentru a sublinia cât de departe au ajuns lucrurile. Sunt familii realmente răvășite de această nebunie și spun aceste familii, nimeni nu ne ajută. Pe unde ne ducem, toți spun, nu ne putem băga. De ce? Pentru că, de exemplu, copilul e minor și atunci nu putem să intervenim. Dar ce înseamnă intervenție? Înseamnă, de exemplu, internare la spitalul de boli nervoase pentru 2 săptămâni, astfel încât să iasă din sevraj. Doar că nu poate fi internat fiind minor, întrucât noi nu avem aici secție de minori decât în spitalul județean, unde nu se poate interna. Așadar, la Palazul Mare, la spitalul de boli nervoase, nu e posibilă internarea minorilor. Și atunci ce să facă cu ei, spun părinții? Mergem la DICOT și depunem acolo plângeri și facem sesizări și cei de la DICOT ne spun nu putem să intervenim că sunt minori, etc., etc. Așadar, probleme foarte serioase, stimați telespectatori. Haideți să vedem și ce spun procurorii despre gruparea care vindea droguri în liceele din capitală. Acolo sunt implicați copii ai căror părinți fac parte din structurile de forță ale statului. Procurorii de ICOT au arătat în referatul prin care au propus arestarea preventivă a inculpaților din dosarul drogurilor vândute în liceele din București că gruparea a acționat coordonat pe toată durata anului 2022, având preocuparea permanentă de a nu fi depistate activitățile ilicite. Sub stricta coordonare a liderului, membrii grupării aveau roluri bine determinate. Unii dintre ei, sub efectul drogurilor, au săvârșit și alte infracțiuni, respectiv distrugerea de mașini, fiind cercetați în alte dosare penale. De asemenea, procurorii au arătat că membrii grupării au avut deseori conflicte cu alte grupări care acționează în capitală pentru vânzarea de droguri. În referatul în care au propus arestarea preventivă a inculpaților din dosarul drogurilor vândute în liceele din București, dosarul a fost înregistrat la structura centrală Secția de Combatere a Traficului de Droguri. Unii dintre inculpați sunt elevi, cunoscuți ca importanți distribuitori de droguri, atât în rândul elevilor liceului pe care îl frecventează, cât și în zonele Herăstrău, Aviației, Băneasa și altele din sectorul 1. Din grupare făcea parte și un alt inculpat. Despre procurorii spun că era cunoscut în mediile infracționale ca un important traficant de cannabis de pe raza sectorului 1 al capitalei, persoană care își desfășoară activitățile infracționale în zona cartierelor Dămăroaia, Băneasa, Aviației, Herăstrău și Pajura din București. Alții aveau rolul de a transporta drogurile. E îngrozitor, stimați telespectatori, și eu vă propun să vă gândiți că e posibil ca și copiii dumneavoastră să fie expuși, să fie martori sau să fie chiar îndemnați, să fie curioși. Și este de privit atent înspre copil și înspre schimbările acestuia, pentru că dacă copilul dumneavoastră își schimbă comportamentul, își schimbă dispoziția, este nervos fără nicio explicație, devine irascibil fără niciun motiv clar, devine agresiv în relația cu cei din casă, pleacă de acasă la ore, să spunem, neobișnuite, are prieteni pe care nu-i cunoașteți, pe care nu i-ați mai văzut până atunci. Dacă se întâmplă toate astea, gândiți-vă la ce e mai rău. Gândiți-vă că e posibil ca copilul dumneavoastră să fi fost atins și el de acest flagel. Și atunci luați ceva măsuri. Măsurile nefiind, bineînțeles, stimați telespectatori, bătaia, așa cum se obișnuiește tradițional în grădina Maicii Domnului România. Deci nu bătaia, ci vorba bună.
înțelegerea, mersul la specialist, mersul la medic, mersul la psiholog, astfel încât să se înțeleagă care este nevoia, care este problema de fapt, pentru că e posibil să fie o problemă acolo. Și desigur, uitați-vă și la banii pe care le dați copiilor și la felul în care ei cheltuie. După cum vedeți, aceste droguri nu ajung la aia mai săraci, că aia n-au cu ce. Aia abia dacă își cumpără o limonadă, dacă au bani și pentru aia. Sau își cumpără, ce glumă, cărți. Drogurile astea sunt consumate de cei care au mulți bani pe mână. Dar unii dintre părinți nu mai au idee ce înseamnă mult sau puțin. Așa că le dau copiilor lor sume care înseamnă mai mult decât salariul mediu constanțean, de exemplu. Adică peste 4.000 de lei pe lună pentru diverse cheltuieli. Mulți vor spune, păi ce domnule, e mult? Gândiți-vă că sunt oameni care lucrează, se spetesc și muncesc pe mai puțin de 4.000 de lei pe lună. Bun. Și atunci o să vă dați seama dacă e mult sau e puțin. Așadar, probleme serioase, e un semnal de alarmă. Mă mir că DIICOT a acționat, bine că a acționat și, stimați telespectatorii, sunt sigur că se poate acționa și mai eficient și mai mult. Se discută deja, ăsta este un alt subiect important, despre interzicerea publicității la jocuri de noroc. A fost o variantă a legii, acum se revine asupra variantei sau se definitivează o variantă care să fie complet restrictivă și jocurile de noroc să fie tratate din punct de vedere al publicității asemeni tutunului și alcoolului, adică să nu li se facă reclamă. Iar cei de la USR tot împing această lege ca jocurile de noroc să nu se mai poată practica în preajma școlilor, a instituțiilor, etc. E bine ca încetul cu încetul societatea noastră să se înzdrăvenească, să se însănătoșească și astea mi se par gesturi de însănătoșire socială. Să scoatem odată nebunia asta cu jocuri de noroc, pariuri și alte păcănele din spațiul vizual și din accesul copiilor noștri și al adulților, bineînțeles, pentru că sunt realmente o travă din toate punctele de vedere. Sunt sigur că mulți dintre cei care vă uitați acum la emisiune știți despre ce este vorba. Ați avut sau aveți în familie astfel de situații, astfel de cazuri și nu știți, la fel cum se întâmplă cu copiii care sunt atinși de flagelul drogurilor, nu știți încotro să o luați, nu știți unde să mergeți, pe cine să întrebați, cu cine să vă sfătuiți, la ce autoritate. Știu despre părinți care își urmăresc copiii efectiv și intră cu ei în sala de păcănele și acolo trebuie să facă un scandal monstru pentru ca respectivul copil care este minor să nu mai fie primit conform legii în respectiva sală. Doar că legea, știm foarte bine, nu se respectă în România, iar nerespectarea legii nu este sancționată. Așa că părinții iau dreptatea în mâinile lor și fac acolo scandal. Tot așa sunt părinți care îmi spun, facem asta pentru că nu avem altă șansă. Și atunci facem un scandal în respectiva locație, în respectivul loc în care se joacă la păcănele, ca ăia speriat să nu-i mai primească niciodată sau să nu mai primească niciodată pe copilul aflat în acea situație. Este un subiect nesfârșit, stimați spectatori, care mie îmi vorbește despre cât de bolnavă este o parte a societății românești. Și vă zic din nou, avem șanse să ne însănătoșim. Una din șanse este aceasta, să dispară aceste locaruri ale pierzaniei, iar în ce privește drogurile, DIICOT să-și facă treaba, antidrogul să-și facă treaba, că ei știu lucrurile astea, dar se pare că sunt legați de mâini și de picioare în anumite situații sau în multe situații. Bun, stimați telespectatori, haideți să mergem de aici la reacția unei mame. Rămânem în zona droguri. O mamă a fost chemată la liceu după ce fata ei s-ar fi drogat în baie. Care a fost reacția mamei? Oare și-a pus mâinile în cap și a zis, Doamne, fata mea, nu-mi vine să cred. Doamne, sfătuiți-mă în ce parte, în ce direcție să merg cu fata mea, unde să o duc, la specialiști, la cine, la ce doctori, aveți vreo recomandare, Doamne Dumnezeule, de la cine a luat? Nu. Mama a avut o reacție de tipul, cum v-ați permis să-mi urmăriți mie fata în WC-ul, la baie, mă rog, unde ea ar fi consumat substanțele respective? Păi, asta era de fapt problema, de ce n-a avut copilul intimitate, ca să tragă pe nas. Acțiunea drogurilor în licee sau Medusa, cum a fost numită de polițiștii de la combaterea crimei organizate, a continuat cu noi descinderi. Printre reținuți s-au numărat din nou elevi de liceu acuzați că vindeau droguri. Fenomenul pare de neoprit, iar directorii liceelor vizate de ancheta DIICOT refuză să vorbească deschis despre consumul de droguri. Un singur director de liceu din București a ieșit în public să tragă un semnal de alarmă, dar a fost certat de unii părinți care refuză să accepte realitatea. Ei bine, am ajuns în sfârșit la miezul problemei acesteia, părinți care refuză să accepte realitatea, care nu cred sub nicio formă că ar putea copilul lor să consume substanțe ilicite.
Ei știu ce au crescut, dar, dragi părinți, ați crescut până în punctul în care copilul devine, să spunem, mai atent la mediul lui, mai atent la anturaj, cum se spune. Îi creșteți până în momentul în care copiii nu-și mai iau toate informațiile și influența de la părinții lui, de la dumneavoastră. De la un punct încolo, copilul devine foarte sensibil la anturaj. Se integrează în anturajul respectiv. Își ia de acolo un model, modele. Își ia de acolo un stil. Își ia de acolo o atitudine față de diverse, față de școală, față de prezență sau absență, față de substanțe. E un moment în care, din păcate, influența părinților asupra copilului se diminuează. Și atunci părinții, nesesizând asta, spun: nu, copilul meu n-ar face asta niciodată. Pentru mulți reprezintă asta o surpriză, un șoc de-a dreptul. Iată ce spune elevii unui liceu din București, unde procurorii de ICOT au descoperit un elev de clasa 12-a care devenise dealer de droguri. Vă surprinde că un coleg din liceul vostru a fost deținut de procurori pentru trafic de droguri? Eleva spune: sincer, nu ne mai miră nimic pentru că se consumă în toate liceele. V-au vorbit profesorii despre pericolele consumului de droguri sau luat măsuri? Elevii spun: nu. Unul dintre părinții elevului care este cercetat sub control judiciar pentru trafic de droguri lucrează la DNA. Nu și-a imaginat vreodată că fiul său va ajunge într-o asemenea situație. Din păcate, mulți părinți cu elevi la același liceu nu realizează pericolul și se bazează pe imaginea instituției. O mamă spune: nu cred așa ceva, că ăsta este un liceu bun. Păi paradoxul face că tocmai la liceele bune, unde sunt copii, bineînțeles, din familii foarte avute, că știm că tot vorbim despre acest tip de discriminare și segregare, că liceele cele mai bune, liceele de elită, atrag mai ales copii nu atât inteligenți, cât copii cu resurse materiale pe care părinții le dispun și le folosesc pentru a investi în copilul lor. Un copil la fel de inteligent, fără aceleași resurse, se va califica la un liceu mai slăbuț. De-aia la liceele foarte bune, de renume, se și consumă multe droguri, pentru că acolo sunt și resurse, stimați telespectatori. Este o logică economică foarte simplă. Și, fiind un liceu atât de bun, iată părinții șocați spun: n-are cum, nu se poate, e un liceu bun. Păi exact liceele bune ar trebui să vă atragă atenția. Nu este vina profesorilor sau a directorului, bineînțeles. Și acum se pune problema: vorbim despre droguri, nu cumva le dăm informații de care n-au nevoie, vorbim despre droguri, critic, bineînțeles, ca avertisment. Dar în orice caz trebuie să se facă ceva, nu se face suficient, se face prea puțin. Trebuie să se pornească niște programe de conștientizare în licee, să se aducă oameni de la DICOT, oameni de la antidrog, să se aducă psihologi, psihiatri și să exprime acolo în fața elevilor pericolele dependenței sau, mă rog, alte amenințări care ating pe consumatori. Renumele școlii pare să fie mai presus de siguranța elevilor. Și la liceu, unde învață un tânăr cercetat pentru trafic de droguri, directorul a refuzat să vorbească despre fenomen. Robert Florea, directorul Centrului Municipiului București de Asistență Psihopedagogică, spune: nu mă surprinde, pentru că aici totul e sub tăcere. Singurul director de liceu care a ieșit public și a recunoscut că lucrurile au scăpat de sub control a fost Andreea Bodea, de la Colegiul Național Ile Caragiale București, dar inițiativa ei a avut un efect neașteptat. Cu tărițe în toaletă de la etajul 2 nu este de un sfert de oră și miroase acru. A ieșit după 20-25 de minute, nu se ridica niciun fum. A zis: doamna directoare, o sun pe mama. Și răspunsul a fost: dar dumneavoastră nu aveți altă treabă decât să-mi urmăriți mie copilul la baie? Așadar, mama așa a reacționat: ce căutați după copilul meu la baie? Până nu aveți vreo dovadă, nu stăm la discuții. A luat-o pe fica sa imediat: nu mai declar nimic, nu mai spui nimic. Felul în care au reacționat părinții arată cât de vulnerabil este întregul sistem în fața consumului de droguri, în timp ce unii preferă să ignore dezastrul, copiii își distrug singuri viețile pentru că accesul la stupefiante a devenit o banalitate. Cum au făcut asta? Am zis: hai să încerc. Fenomenul ia amploare, stimați telespectatori. Caz șocant de la Deva. Așadar, elevi plecați cu o profesoară în Macedonia într-un schimb de experiență au fost trimiși înapoi în România după ce în camera unui elev au fost găsite droguri. Anchetă în Suceava, cercetate persoane, după cum v-am spus mai devreme, mai multe acțiuni. Mi se pare o reacție, bine că există și reacția asta, dar mi se pare o reacție tardivă. Cred că dacă autoritatea nu se implică, atunci directorii de licee trebuie să o facă și trebuie să adune părinții. Trebuie să vorbească mai întâi cu părinții, să le explice la ce trebuie să fie aceștia atenți. Ce v-am spus mai devreme, la schimbările de comportament ale copilului, a stările lui emoționale. Părinții trebuie să
Fii atenți la copiilor, pentru că cei mai mulți părinți, e bine, da, își abandonează copiii. Asta este o problemă, nu doar că își abandonează mamele, badantele care pleacă în Italia la lucru și abandonează copiii în România. Nu, abandonul este de mai multe feluri. De exemplu, să-ți lași copilul în fața televizorului sau în fața jocurilor 8, 9, 10 ore pe zi. Este abandon, îl abandonezi, îl lași să-l crească televizorul sau, mă rog, jocurile, consola, video. Așadar, sunt mai multe feluri de abandon și chiar în ce am citit mai devreme, aflăm despre un părinte care este șocat că copilul lui făcea lucrurile astea. Cum să fii șocat? Ca părinte știi, îl miroși, îți dai seama că se schimbă, îți dai seama că nu e în regulă dacă ești atent la el. Dar dacă pleci dimineața, vii seara și te așezi la Netflix și bei o bere și habar n-ai ce face copilul tău, asta se cheamă abandon. Aici vorbim, stimați telespectatori, despre un flagel al drogurilor care se bazează pe flagelul abandonului emoțional al copiilor. Dar asta este o chestiune atât de complicată, sau mă rog, atât de simplă încât pare complicată. În orice caz, se pune batista pe țambal peste tot, toată lumea e discretă, nimeni nu vrea să-și strice marca, nu vrea să-și strice firma, dar știm foarte bine cum stau lucrurile și în Constanța și în alte părți ale țării. Iată, iese la suprafață mizeria. Stimați telespectatori, cu aceste cuvinte luăm o scurtă pauză, revenim în câteva minute, nu plecați prea departe. Dar, stimați telespectatori, nu ne despărțim așa ușor de droguri. Bineînțeles, aflăm, consumul de cocaină a crescut în toată Europa. Și nu doar cel de cocaină, dar ăsta atrage atenția. Cum s-a constatat asta? Ei bine, s-au analizat apele uzate, adică s-au luat mostre din canalizări și s-a constatat că aceste ape uzate, reziduale, conțin, bineînțeles, urme de cocaină, ecstasy, amfetamină, etc., etc. Problema este că e în creștere cantitatea de coca din apele uzate. Consumul de cocaină, așadar, a crescut în toată Europa. Cele mai ridicate niveluri de reziduri au fost descoperite în Belgia, Spania, Portugalia și țările de jos. Studiul cel mai amplu realizat până în prezent de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și a Dependenței de Droguri a analizat zilnic apele reziduale din stațiile de epurare care deservesc aproximativ 54 de milioane de persoane din 104 orașe europene, relatează Reuters, și mă întreb dacă au fost și în București. Nu cumva să le dea Bucureștiul peste cap toate socoterile. Au fost analizate probe colectate pe o perioadă de o săptămână între martie și aprilie anul trecut pentru urme de cocaină, amfetamină, metamfetamină, MDMA, ecstasy, ketamină și cannabis și a fost descoperit un consum de droguri mai mare decât în studiile anterioare. Descoperirile din prezent, din 104 orașe, prezintă o imagine a unei probleme privind drogurile, care este larg răspândită și complexă, toate cele 6 substanțe fiind detectate în aproape fiecare din locații. Rezultatele au arătat o creștere continuă în detectarea cocainei, tendință observată că din 2016, mai mult de jumătate din cele 66 de orașe europene au înregistrat creșterea rezidurilor de cocaină în apele uzate. Ketamina a fost inclusă pentru prima dată în studiu în 2022 din cauza semnelor privind creșterea accesului la ketamină în Europa. Cea mai mare cantitate de reziduri a fost descoperită în apele uzate din orașe din Danemarca, Italia, Portugalia și Spania. Așadar, consumă băieții de ce cocaină? Păi trăim într-o societate în care, de exemplu, la ora 19, trebuie să fii foarte activ. Uitați-vă la mine, trebuie să fii foarte activ. Așa este lumea capitalistă. Trebuie să-ți faci treaba la orice oră, indiferent că ești sau nu obosit. Ce face cocaina? Ei bine, se pare că poate să genereze o astfel de stare, dacă ea nu poate fi generată natural, o generează cocaina. Adică, pentru mulți, cocaina este o modalitate de a fi mai eficienți. Într-o lume hiper în viteză și hiper mobilă și atât de presantă, cum e lumea occidentală, se pare că cocaina este un fel de cafea pentru oamenii cu mai mulți bani și cu o dorință mai mare de eficiență. Nu e neapărat distractivă, se pare, cât producătoare de eficiență. Așadar, cocaina este sora ilicită a cafelei, dacă vreți. Este o cafea pe steroizi. Nu vorbesc de restul relelor pe care le face. Stimați telespectatori, dacă am vorbit atât despre DICOT, despre... Haideți să vorbim un pic și despre Poliția Română, care și-a deschis porțile de curând. Ziua porților deschise la Poliția Română, poliția se umanizează în felul ăsta, se apropie de cetățean, se devine mai etc. Să vedem dacă le-a reușit. Au pregătit colegii mei un material pe tema asta, așa că îl urmărim împreună. În portul Tomis au răsunat preț de câteva ore sirenele autospecialelor de poliție.
A fost ziua porților deschise. În cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și-a fost prezentată o parte din tehnica pe care o dețin, dar și unele autospeciale cu care intervin. Copiii au fost cei mai încântați de ceea ce au văzut. Unii dintre ei au spus chiar că vor să le calce pe urme oamenilor legii. Ce ai văzut până acum aici? Mașini, motociclete, de toate. Tot felul, dube. La polițiști? Da, chiar vreau să mă fac polițist. Văd că e o meserie foarte interesantă, ești pus pe treabă, nu la glume sau de-astea. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța și-a prezentat și logistica din dotare. Celor mici li s-au luat amprentele și au putut fi polițiști rutieri ori criminaliști pentru o zi. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult din tot ce ai văzut? Când mi-au luat amprenta. Wow, și cum ți s-a părut? Foarte frumos și cred că e și folositor pentru ei. Ce crezi tu că fac polițiști în viața de zi cu zi? Urmăresc hoții. Văd cine depășește viteza, dau amenzi. Ce altceva ți-a mai plăcut din ce ai văzut aici? Motocicletele de poliție. Dar tu știi ce fac polițiștii? Da. Ce fac? Prind hoți. Atât? Da, păzesc și oamenii dacă intră hoți prin spectacole sau pe altundeva. Doi dintre câinii polițiștilor constanțeni au stat cu minți să fie mângâiați și admirați de toți cei prezenți. Șezi? Mulțumesc! Așteaptă! Pe lângă tehnică și autospeciale, celor mici li s-au pregătit și mai multe întrebări pentru a vedea cum reacționează în situații limită. Cum reacționezi atunci când un coleg te agresează fizic? Îl atac și eu, fiindcă astfel aș putea fi considerat un fricos. B. Chem câțiva colegi ca să-i dăm noi o lecție, să învețe minte. C. Cer ajutorul unui cadru didactic sau personalului de la pază. Păi eu sunt între A și B. Foarte frumos. Îi face pe copii să fie corect și drept în viață, să nu o ia pe căi greșite. Și le arată și care e meseria de polițist. Cu ce se întâmpină poliția, ce mașini au. Atracțiile sunt, după cum puteți vedea, motocicletele de la serviciul rutier, câinele de urmă al serviciului criminalistic și câinele luptătorilor din cadrul serviciului pentru acțiuni speciale. Aproximativ 300 de copii au fost prezenți la ziua porților deschise. Foarte frumos! Stimați telespectatori, haideți să sărim de la problemele interne cu droguri la probleme externe cu oameni care probabil consumă și ei câte ceva. Vorbim aici despre șeful diplomației din Austria, care face o pledoarie caldă și aproape convingătoare pentru afacerile cu Rusia. El spune în felul următor: Dostoievski și Tchaikovsky rămân partea culturii europene, fie că ne place sau nu. Ea, Rusia, adică, va continua să fie cel mai mare vecin al nostru. Va rămâne a doua putere nucleară a lumii, a spus șeful diplomației austriece. Cred că toți corupții, că austriecii sunt și ei, după cum am constatat noi, toți românii, cred că toți corupții ăștia austriecilor nu mai pot ei de Dostoievski și de Tchaikovsky. Cred că adorm în fiecare seară ascultând Tchaikovsky și citind măcar 100 de pagini din Dostoievski. Să fim serioși. E uluitor cât de departe poate ajunge obrăznicia unor politicieni, nu vorbim doar de cei români, ci iată și de austrieci, care ne servesc niște gogoși pe care ne-ar trebui să le înghițim încântați. Păi dacă a venit șeful diplomației austriece și a băgat-o pe asta, a băgat melodia cu Dostoievski și cu Tchaikovsky, păi noi ar trebui să fim paralizați de respect în momentul ăla. Nici discuție, înțelegem foarte clar că atunci când un astfel de om vorbește despre Rusia, el nu se referă la Tchaikovsky și Dostoievski. Pe ăștia îi citim oricum, adică ne plac oricum, nimeni nu îi anulează. Aici el vorbește de fapt despre afacerile, de cele mai multe ori oneroase și destructive cu Rusia, după cum s-a văzut, despre interesele ilicite ale Rusiei, inclusiv în România, fiind servite cel mai probabil de Austria în România, poate prin OMV, nu știu, spunem, ne gândim, cine știe prin ce alte modalități. Așadar, stimați telespectatori, e jenant că participăm, că vedem, că auzim despre astfel de declarații, mai mult decât triste. Austria a jucat și joacă la două capete, Ungaria de asemenea, ne dăm seama cam care este influența Kremlinului acolo, stimați telespectatori.
Mai departe, revenind la ai noștri, aici nu este nevoie de vreo influență neapărat, că ai noștri sunt influențați de diverse tare genetice, dacă m-ar întreba cineva. De exemplu, domnul Ciucă a declarat din nou, în plin scandal al pensiilor speciale, în care banii ăia vitali din PNRR nu mai ajung o dată în România. Domnul Ciucă, deci, revine pe această temă atât de sensibilă și importantă, vitală pentru țară, și spune că pensiile militare nu sunt pensii speciale, sunt ocupaționale și așa este în toate țările UE și NATO. Ciucă a subliniat că, din păcate, a fost o greșeală în momentul în care s-a considerat că pensiile militare fac parte din categoria pensiilor speciale. La nivelul Ministerului Apărării Naționale s-a realizat acest proces de reformă a sistemului de pensii. Din păcate, a fost o greșeală în momentul în care s-a considerat că pensiile militare fac parte din categoria pensiilor speciale. Susțin încă o dată, cu toată responsabilitatea cu care a scris și lucrarea de doctorat, de altfel, pensiile militare nu sunt pensii speciale, sunt pensii ocupaționale, l-a continuat. Nu cred că este oportun absolut deloc pentru niciun partid politic să capitalizeze, să se urce pe un astfel de subiect într-un astfel de moment. Oamenii din sistemul de apărare, a mai spus domnul Ciucă, indiferent în care minister își desfășoară activitatea, trebuie să aibă încredere, trebuie să aibă perspectivă, trebuie să aibă credibilitate pentru a-și desfășura activitatea cu profesionalism. Ei sunt cei de la care, de la cetățean până la guvern, apelează ori de câte ori situația o impune. Ca atare, în momentul de față, este declarația pe care o susțin public, a arătat Ciucă. Dom'le, nu putem să amestecăm la nesfârșit temele astea. Este un job important, deci le dăm niște chestii acolo, niște pensioare. Dom'le, dacă jobul este important, el trebuie bine plătit. Dacă e bine plătit, va avea și o pensie bună, că este contribuția mai mare în mod automat, nu e așa? Iar oamenii vor ști la ce se bagă. Dom'le, mă fac militar, intru în MAI, intru pe unde o intra și primesc această pensie. Nu trebuie să se aștepte omul care a intrat în poliție să se pensioneze după 15 ani de activitate, adică la un 40 de ani sau la cât o fi acolo, 40-49 de ani, are o pensie de 30-40 de ani și mai este și o pensie, să spunem, care nu respectă, o zic din nou, principiul contributivității. Știu că cei de la MAI au altă casă de pensii, dar se respectă principiul ăsta sau nu? Bună seara, vă ascult, sunteți în direct. Bună seara, domnul Pavacosea. Vă rog. Stimate domn, ne revenim la prima parte a emisiunii. Vă rog. Cu droguri. Vă spun un singur lucru acum. Vă dau un exemplu concludent. Cine înțelege, va înțelege, ce nu-i treaba lui. De exemplu, eu am avut tată care a plăcut tutunul și băutura. Eu n-am băut, am vârsta care o am, dacă vreți, pot să vă dau că nu sunt femeie, am 66 de ani. N-am fumat în viața mea. Nu am băut. Sau dacă ei beau un păhărel. Stimate domn, și ce se întâmplă? Nu depinde de părinte. Părintele la care ia apărarea copilului cu dumneavoastră, la un dement. Dar știți care treaba? Dacă tatăl meu spunea, bea mă, prostul dracului, bea mă, nu. Eu n-am băut, caracterul ți-l formezi ca om. Dacă tu nu ți s-a dezvoltat creierul ca lumea, sau dacă e anturajul, aici iar e o minciună. Anturajul? Nu. Anturajul, acolo trebuie să înveți, pentru că anturajul, și ce este domnul Pavacostea, să nu vă spărați că țin un monolog acum. Anturajul este trecerea de la necunoștință la ceea ce trebuie să faci. Pentru că atunci, în momentul în care vezi că sunt bețivi, fumători, drogați, tu trebuie singur să te corectezi. În momentul în care tu vei face ce fac aia, înseamnă că ești o nulitate. Omul ăsta... Da, nu e chiar așa. Eu vă felicit pentru rezistența dumneavoastră, vă mulțumesc pentru telefon și vă mulțumesc pentru rezistența la un model toxic pe care l-ați avut în casă. Tatăl dumneavoastră a consumat aceste substanțe, alcool și tutun, dumneavoastră nu o faceți. E foarte frumos că s-a întâmplat așa și vă felicit. De cele mai multe ori nu este așa. În cele mai multe cazuri suntem reactivi sau preluăm modelul celor din jurul nostru. Până la o anumită vârstă, în primul rând modelul parental, după o anumită vârstă modelul social, adică al celor din jurul nostru. Că ar trebui copilul să zică nu vreau, nu fac, ar fi minunat să fie așa, dar copilul de aia e copil, are un discernământ diminuat, nu are toate gândurile așezate, nici măcar adulții n-au de multe ori gândurile așezate toate la locul lor, dar minte un copil. Ce cereți dumneavoastră nu se aplică în cele mai multe situații, din păcate. De asta se și ajunge aici.
Adică copiii își pierd controlul. Mai dați voi un minut? Mai dați voi un minut? Da, vă rog. Ce se întâmplă? Se spune așa că un om când se naște, creierul lui, primul organ e inima. Așa. După care apare creierul, care să... Așa. Ei, la toți oamenii care sunt pe pământ, vă spun un singur lucru acum, sincer, să-mi fie rușine. Datorită faptului că suntem prea mult pe pământ, și am fost și am evoluat de la nu pot eu să dau acum să definesc, concluzia e următoarea și poate mă repet. Dacă tu ești om, rămâi fi om. Dacă nu, degeaba că părintele sau societatea sau nu are cum să intervină, pentru că ce se întâmplă, domnul Papa Costea, scuzați-mă acum, exact ca la școala de șoferi, când se dau alea, permisele. Eu le-a spus la mulți. Deci că cum mă, toți proștii? Păi toți proștii. De ce? Pentru că trăiesc așa. Popii, justiția, miliția și așa mai departe. Trebuie să trăiască. Nu. În sfârșit, îmi pare rău că divaghez, dar ăsta da, e. Vă mulțumesc frumos pentru telefon în orice caz. Seară frumoasă, stimate domn. Sigur că sunt... Aveți experiența dumneavoastră de viață care v-a spus niște lucruri și le-ați practicat și e foarte bine că ați făcut asta, dar se cuvine să ne uităm pe statistici, să citim ce scriu psihologii și ne lămurim. Situația este mult mai nuanțată decât o exprimați dumneavoastră. Ce exprimați dumneavoastră este o experiență de viață personală, puternic individualizată, care, din păcate, cum spuneam, nu se aplică la cele mai multe cazuri. Bun, mai departe, stimați telespectatori, așadar, domnul Ciucă insistă cu pensiile nespeciale ale militarilor. Ce spune Banca Mondială cu privire la pensiile de serviciu? Bună seara, vă ascult, sunteți în direct. Vă salut. Mi-am făcut un obicei să vă urmăresc și nu-mi pare rău că am făcut chestia asta. Vă mulțumesc. Mi-am făcut tot un obicei în a interveni în anumite subiecte. M-a lăsat praf interlocutorul dumneavoastră dinainte și asta demonstrează cât de mult trebuie să ne educăm, câte eforturi trebuie să facem ca să ne educăm copiii să n-ajungă la concluzii în astea cel puțin idiote, îmi cer scuze. Să da? Ne păstrăm totuși cu limbajul într-o zonă acceptabilă, social. Da, ok, penibilă. Poftim, concluzii penibile. Cum pot să... Eu nu vreau să comentez ce a spus interlocutorul dumneavoastră de mai înainte, pentru că nu merită comentat așa ceva. Spuneți ideea dumneavoastră. Am înțeles că nu sunteți de acord. Părerea mea. Trebuie să avem grijă de copiii noștri. Trebuie să ne implicăm ca și părinți și să menținem o legătură cu școala. O legătură strânsă. La fel și școala, trebuie să lase din anumite aroganțe, da? Să cedeze în anumite situații la nivel de dialog cu părinții, să se adapteze, să-și adapteze dialogul și abordarea subiectelor sensibile. Pentru că într-o clasă sunt părinți cu anumită pregătire, unii care percep realitatea așa cum a perceput-o, o percepe și interlocutorul dumneavoastră de mai înainte. Deci trebuie să facem orice ca ai noștri copii să nu fie expuși în același timp. Pe plan local mă refer, municipalitatea, poliția locală, în special, cred că le-ar sta mult mai bine să facă și patrulă perpedes, nu numai în mașină, că nu s-au născut în mașini, și să supravegheze la orele critice. Când ies copiii, când intră copiii, pentru că dumnealor au mijloacele necesare să-și extragă informațiile, să vadă exact care sunt persoanele care încearcă să, între ghilimele, să ne strice copiii. În același timp, primăria trebuie să investească maxim, să lase orice chestie de orgolii cu Ovanesian, cu Chița, cu oricare alți din ăștia, din structură
și să investească în camere de supraveghere pentru locațiile școlare, grădinițe și așa mai departe, pentru că ei sunt viitorul nostru. Da, așa este. Ar putea fi o remediere parțială a problemei. Vă mulțumesc pentru telefon, stimate domn. Cu plăcere. Vă aștept, desigur, și cu alte ocazii. Mă bucur că v-ați făcut un obicei bun din a urmări emisiunea aceasta. E mai complex decât pare la o primă vedere. Cred că toată lumea e conștientă de asta. Și eu mai știu ceva, anume că cei de la DICOT, de exemplu, sau cei de la Antidrog știu care sunt dealerii. Îi cunosc. Știu despre ei. Se vorbește despre ei. Sunt cunoscuți. Mulți sunt celebri în școlile în care fac asta. Sunt elevi de acolo și vând în școlile respective. Iar autoritatea știe despre ei. De ce nu intervine autoritatea? Poate n-au un caz destul de gros, poate destul de greu, poate că nu au destule informații, dar e destul de suspectă această pasivitate. Ce suspectăm? Nu știu ce să suspectăm. Pasivitate, așa atât. Stimați telespectatori, vă spun seară frumoasă, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Vă mulțumesc pentru telefoane, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți sănătoși cu Dobrogea TV. Seară frumoasă!